16 emisă de domnul primar. Din consultarea codicii de prezență, riese faptul că sunt prezenți 10 consilieri, absentând deocamdată domnul consilier Strat. Fiind prezentă majoritatea, fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pentru exercițiul bugetar 2016, inițiator tot eu aici. La punctul al patrulea, un raport cu privire la activitatea desfășurată de doamna Brămicea din asistent personal pentru persoane cu handicap pe semestrul 2015, prezinte doamna Scutaru la mintea Elvira. Consilieri în compartimentul de asistență socială, de la punctul al 5 la ceva similar, adică o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială OATE Bogdanel de Sobacă pentru anul 2015, prezint de asemenea doamna Scutară. Punctul 6, veni cu un proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrări de interes local care vor fi fixate în 2016 de beneficiari venitului minim garantat, inițiator domnul viceprimar. Al șaptelea, propunem proiect de hotărâre pentru propunerea calificativului privind performanțe profesionale individuale ale domnului Ionțel Vasile, secretarul Comunei Bogdănești,
în anul 2015, inițiator Comisia de Specialitate numărul 3, Comisia Juridică, adică. Punctul al 8-lea propune o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul 2-2015, prezintă doamna Bursuc Rodică, referent. Punctul 9 ne propune un proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general, adică PUG-ul OAT Bogdănești, inițiator subsemnată. Punctul 10, raport prezintă activitatea de sufrată de servicii voluntari pentru situația de urgență în anul 2015, prezintă domnul Andrușcă Constantin, referent, adică șeful serviciului voluntar pentru situația de urgență. Punctul 11, care este ultimul, până aproba contrare, cutuma noastră, care înseamnă solicitarea adresată construirii locale. Supun la vot ordinea de zi propusă, este pentru. Este mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Și acum să lămurim președinția de astăzi. Mai mi-a domnul Post, am înțeles, vă continuați mandatul. Felicitări pentru debut. Și nu ce debut. Da. Consult membrii Consiliului, sunt două procese verbale, unul chiar în ședința ordinară din 16 decembrie, și consult Consiliul Local, dacă sunt ceva obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru procesul verbal încheiat din 16 decembrie 2015? Deci, în unanimitate a fost aprobat. De asemenea, consult membrii Consiliului Local dacă sunt obiecțiuni completări pe marginea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din 28 decembrie 2015. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc, în unanimitate a fost aprobat și procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 28 decembrie. Mulțumesc, domnul președinte, poftiți. Da. Începem cu punctul 1 al ultimului de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din unitatea administrativă teritorială Bogdănești, județul Bacău, pentru anul școlar 2016-2017. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Dau cuvântul doamnei Cătărea? Da, e la voi, era documentul? Nu, e de proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din unitatea administrativ teritorială Bogdănești pentru anul școlar 2016-2017. Comisia de specialitate numărul 2, respectiv Comisia pentru Învățământ, Cultură, Asistență Socială, a Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, lăsând adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău, registrată sub numărul 77 din 12 aprilie 2016, prin care solicită organizarea rețelei școlare din Unitatea Administrativ Teritorială Bogdănești pentru anul 2016-2017 și având în vedere prevederile articolului 61 alineatul 2 din capitolul 3 din Legea Educației Naționale, numărul 1/2010, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 45 alineatul 6 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, replicată, cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Organizarea rețelei școlare de la nivelul unității administrativ teritoriale Bogdănești pentru anul 2016-2017, după cum urmează. Școala gimnazială Bogdănești, cu cele trei niveluri, învățământ preșcolar, primar și gimnazial,
personalitate juridică și grădinița program normal Sat Bogdănești, învățământ preșcolar fără personalitate juridică. Articolul 2. După aprobare, secretarul Comunei domnul Moncioi Vasile va comunica hotărârea școlii gimnaziale Bogdănești, inspectoratul școlar al județului Bacău și instituției prefectului și primarului Comunei Bogdănești. Acesta este proiectul propus la ordine de zi și în completare avem celelalte documente necesare, respectiv o expunere de motive, referat al referentului care răspunde în cadrul aparatului de specialitate a primarului al primăriei Bogdănești, un aviz privind legalitatea proiectului de hotărâre pentru organizarea rețelei școlare pentru anul 2016-2017 la nivelul instituțiilor, precum și raportul de avizare al Comisiei numărul 2, care a votat favorabil. Dacă cineva vrea să ia cuvântul pe marginea acestui proiect. Eu vreau să mulțumesc numele Consiliului Profesorat, reprezentanților Consiliului Local, pentru faptul că au avizat și, și pentru anul școlar viitor, 2016-2017, proiectul planului de școlarizare. Mulțumim din suflet. Mai dorește cineva? Poate doamnă Pușcașa. Doamnelor și domnilor, nu pot decât să mă bucur de ceea ce se prezintă acum. În primul rând, ca beneficiar de aceste instituții. Și în al doilea rând, de activitatea noastră care am depus-o pentru a sprijini această instituție. Școală. Mă rog la toți să meargă înainte. Să le dea putere de muncă, capacitate și efectiv școlată mai mult. Vă mulțumesc pentru atât. Mulțumesc, domnule consilier. Mai dorește cineva? Dacă nu propun să dea aprobare din acest raport. Propun pentru aprobare. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat acest proiect. Continuăm cu punctul 2 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea autorizației la patrimoniul asociației intercomunitare cu profesorul de zi de anul 2016. Inițiatorul de mâna prima. Vă rog, domnul primar. Cum știți, noi suntem membri ai acestei asociații. Ca orice asociație există un statut care prevede, fără îndoială, tot ceea ce este important în legătură cu menirea și activitatea acestei asociații. Problema salubrității este una din problemele importante ale comunității. Deja am intrat în derularea mult așteptată a colectării civilizate și de niște parametri așteptați care să conducă în final la o situație bună. Și conform statutului, la orice asociație este prevăzută și obligația, pe lângă drepturile pe care le avem ca membri ai ADIS-ului, obligația plății unei cotizații anuale. Exact acest lucru își propune și proiectul de hotărâre, care conține 4 articole și să le reamintesc. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației dezvoltare intercomunitară pentru salubridare Bacău pentru anul 2016 cu ordum de 1000 de lei. Sau în acțiunea mai vechi, 10 milioane. La articolul al doilea se propune mandatarea subternatului, având calitatea de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1, prezent proiect de hotărâre, precum și după cum urmează.
De interes este mențiunea subliniată în speța care ne interesează, în care ne regăsim, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori, cuantumul care a fost deja anunțat, adică 1.000 de lei. Articolul al treilea. În cazul în care, din motive obiective, primarul unității administrative teritoriale nu poate participa la lucrările ședinților AGA, Adir Bacău, acesta să fie înlocuit de domnul Grigore Gheorghe, având funcția de viceprimar al UADE și calitatea de reprezentant Bogdanel de Bacău al unității administrative teritoriale în adunarea generală a de dezvoltare intercomunitară de salubritare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 prezentul proiect de hotărâre. Articolul al 4-lea. După aprobare, hotărârea va fi comunicată persoană nominalizată la articolul 2 și 3, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritare Bacău, instituție prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Deocamdată atât. Probabil comisia numărul 1 și 2. Doamnelor, domnilor consilieri, domnilor invitați, domnilor primari, noi în ședință în 26 acolo respective, am studiat materialul, am luat cunoștință despre acest proiect și am privind aprobarea cotizației, 1.000 de lei. Mă rog, am făcut, deci am avizat favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Domnul consilier Vlad, vă mulțumesc, domnul președinte, domnule primar, domnul consilier, domnule invitați. Am aprobat această cotizație la ADIS. Este o chestiune bună, după părerea mea. S-a început deja colectarea. Am înțeles că la nivelul primăriei de această, oficial, de această activitate se va ocupa domnul viceprimar care are în fișa postului această problemă. Ca și consilier am constatat sau am primit mai multe sesizări, să spunem, de la cetățeni. Este un început, este un început bun, trebuie să fim atenți să le explicăm populației de acest beneficiu care va aduce colaborarea cu ADIS-ul, care va asana localitatea de gunoaie și din alte probleme, trebuie să-i urmărim pe acești oameni, să-i ajutăm, că este început, nu știu traseele, nu ajung deocamdată în toate punctele unde ar trebui să ajungă și cred eu că acest proiect, care demarează greu, corect, ca orice început, o să aibă rezultate benefice pentru comunitatea locală bogdănești. Deocamdată am auzit. Mai dorește cineva? E, dorește cineva? Domnilor și domnilor, mă scuzați, domnul consilier, dar eu n-am înțeles ce... Aici se pune problema de aprobare a unei cotizații, nu unui proiect de colectare, de selectare, de... Să discută o cotizație. Cotizația e cotizație și salubritatea e altă treabă. Păi de cotizația nu plătim pentru salubritate? Pentru ce o plătim? Păi plătim o cotizație de mulți ani, dar îmi pare rău că am intervenit, dar... Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule consilier. Mai dorește cineva să iau cuvântul? Eu aș mai vrea... Poate e mai bună... Un filodou din activitate până e mai bună decât să războie. Are legătură, îmi pare rău că contrazic consilierul formațiunii politice care aparțin. Nu trebuie să folosim diverse de poate merge să se întâmplă. Rostul nostru în această asociație ca să rezolvăm problema deșeurilor pe teritoriul comunei, atât la persoane fizice, la populație, la electori, la agenții economice. La urmă, urmei, intervenția
bine, cotizația stricto-sensu, într-adevăr, domnul Pușcaș are dreptate aici, discutăm despre cuantum în cotizație, care este suportabil. Și, într-adevăr, pe ideea că există o legătură implicită între plata cotizației, că nu plătim asta. Plata cotizației nu este un scop în sine. Suntem în adiții sau apartenența la adiții, nu este un scop în sine. Este asociația care coordonează, care se ocupă și în numele nostru, în relația cu operatorul Romprest pentru a obține o eficiență maximă din activitatea de colectare. Într-adevăr, a fost corecție de dată, că a fost început, a mers mai greu, fost și perioada mai dificilă, apropo de identificarea traseului și a mai mai cauzat un demaraj care era de așteptat să aibă unele dificultăți la început, pentru că reflexiile oamenilor erau în vechea relaționare cu firma care s-a ocupat înaintea operatorului Romprez. Lucrurile mergeau cu dificultate, însă și activitatea de colectare a fost slabă, trebuie să recunoaștem. Am făcut o evaluare după prima deschidere, undeva în jurul datei de 11, parcă a fost 11 ianuarie. Am văzut care e veriga slabă și la a treia deschidere, care e lunea, lucruri deja într-adevăr se prezintă în progres. Am rugat pe doi colaboratori, pe domnul viceprimar, pe un traseu și pe domnul Timiru, avem același nume. Au mers cu fiecare câte o mașină și prin comunicarea directă am explicat oamenilor că ora de începere a colectării este pur și simplu dimineață. La ora 8, de obicei, mașinile sunt aici. Oamenii erau obișnuiți cu venirea mașinii la ore aleatorii. La 11, 12, 13 și așa mai departe. Și de respect față de cetățenii noștri, care se plătește și o taxă specială, normal. Omul are interesul ca să-i ridice cupela la timp. Eu nu pot să închidă. Lucrurile s-au ameliorat deja. Am urmărit cu ajutorul celor doi colaboratori. Suntem unul cel bun. Mai avem de remediat aici. Sunt o parte din cetățeni care nu s-au primit cuperele. Și bună dreptate mai obiectează. Deja colectarea taxe merge bine. Din ajutorul financiar care l-am primit de la Comuna Jean-Louis, în urma unui recensământ al copiilor, a minorilor, până la 18 ani, o să plătim pentru vreo 390 de persoane, deci se debitează citante. Și aici, într-un fel, ne onorăm promisiunea pe care am făcut-o în prima variantă a taxei speciale, când ajunsesem la concluzia că putem să ajutăm și din veniturile proprii. Nu, Ministerul de Finanțe ne-a dat a înțelege că nu este legal, decât ceea ce scrie în codul fiscal, respectiv persoane cu handicap se poate beneficia de plata din bugetul local. Ceea ce puteți face fiecare dintre dumneavoastră, cu atât mai mult puteți pre-campanie electorală, în mod firesc, eu n-am nicio idee preconceput aici, puteți să le să-i ajutați pe oameni, să le comunicați, domnule, la ora 7:30, cel târziu 8, pupela trebuie să fie în fața porții.
Altfel, suportăm noi cheltuielile. Păi la primele deschideri, cel puțin unul dintre șoferi este din Bogdanel, Gabi Ursache, îl cunoaște pe Codață, nu departe. Au reluat traseul de 2-3 ori. Asta pe de o parte a fost bine că s-a reușit o colectare acceptabilă. Acum e omul gospodar, dacă i-a anunțat la timp, poate să procedeze în consecință. Chiar dacă se mai învârte și un copil, a fost să pregătesc de seara. Dimineața o scoatem în fața porții, o răstoarnă și o recuperez. Dar ne încarcă la costuri. Că dacă faci traseul de 2-3 ori, asta înseamnă consum de carburant, plata angajată și așa mai departe. Nu trebuie să ne bucuri. Ne bucuri pe jumătate, s-a făcut mai bine, dar trebuie să ne gândim la costuri. De-aia trebuie să ajungem la acest fric, la oarecare celeritate. Fiecare se facă treaba la timp. Și cetățeanul, evident, dacă e înștiințat ca să treacă pe noul orar al firmei Rompreț, atunci va fi bine. Eu sunt optimist ca și dumneavoastră și împreună o să scoatem la capăt. În general, reacția oamenilor este pozitivă, chiar dacă puterea lor de plată este mai scăzută, dar înțeleg. Am făcut și un lobby, zic eu, corect și la școală, ocazia de ședință cu părinți. Și mai avem o problemă, într-adevăr, pentru că suntem aici să spun un lucru pe nume. Domnul viceprimar știe, mai sunt care n-au ridicat pubelele, o să facem demersul pe lângă Adis, prin vorba de Adis, ca să le trimită. Pentru că, într-adevăr, cei care nu le-au ridicat, să aibă condiții de utilizator. În mod normal nu prea poți să-i, sau nu prea e normal, moral, să-i pui taxul omului dacă el nu a primit pubelă. Deci, poate obiecta la rândul lui că, domnule, dacă mie nu mi-a dat pubelă, înseamnă că eu nu sunt în rând cu celălalt sau nu dau gunoaiele pentru că n-am pubelă. Mai departe. Deci, sunt lucruri de remediat, dar împreună o să le rezolvăm și fără îndoială să suntem condamnați la a rămâne optimiști. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Mai doresc cineva? Aș dori ca un drept la replică, domnului consilier de la PSD, domnul Pușcașu, care imediat mi-a și pus pumnul în gură, deci ați văzut. Există legătură între cotizația care vrea la vis și activitatea visului. Și tot că vă gata, pentru că de la PDL, nu am voie să vorbim. Eu n-am intervenit când ați vorbit dumneavoastră. Așa. Vă mulțumesc. Lăsați. Deci, eu n-am spus cu nicio răutate. E bun, e început, haideți să vă... Gata, cu legătură. Cum să fie legătură între cotizația care o plătește UAT Bogdănești, 10 milioane, și activitatea acestui adis? Cum să fie legătură? Dar dacă nu vorbim atunci, vorbim când? Vorbim pe stradă, vorbim cu cine? Dar asta e numai așa, din latitudine și din casă, nu trebuie să vorbim. Vă mulțumesc. Mă gândeam că nu merită să am plătit. Merită pentru că vorbim la iure. Nu, iată părerea, dragi. Da. Eu sper că am arbitrat corect. Corect, da, aici da. Nu trebuie să vă supărați. Nu, sunteți prieteni. Domnul consilier, cu tot respectul din partea mea. Mulțumesc. Continuăm, da? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Vinte, dorește? Bine, atunci propun pentru aprobare acest proiect. Cine este pentru? Vădim să obținem. Deci în unanimitate s-a votat acest proiect. Deci la punctul numărul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap pentru anul 2016. Inițiativă primul primar. De obicei, facem conform legislației în fiecare an acest lucru. Este un moment mai sensibil. Fără îndoială că protecția socială, asistența socială, cel puțin asta este sintagma pe care am folosit-o, este o activitate generoasă, dar în același timp de
destul de dificilă, dat fiind resursele limitate. Fără îndoială este o situație determinată de sistem, de situația economico-socială din comunitatea noastră, dacă vreți, este o situație general valabilă pentru toată țara românească. Am procedat conform legislației la o analiză, la o simulare de posibilități. Persoanele cu handicap care se bucură pe bună dreptate, deci în mod justificat de sprijinul legii, lege care trebuie să fie acompaniată de resursele financiare. Aveam două posibilități pe care dumneavoastră cunoașteți, cum am procedat și anul trecut. Indemnizație sau contract pentru asistent. Pentru indemnizație nu ne-ar ajunge bani ca să îi ajutăm pentru indemnizație este posibil, dar pentru contract cu carte de muncă nu este posibil pentru tot. Rămânem descoperiți și atunci ar fi complicat. Ar trebui în timpul anului de la situația de angajat să-l trecem la indemnizație. Am ajuns la concluzia că trebuie să limităm numărul de asistenți, deci angajați cu carte de muncă, la două persoane. El se regăsesc în familia Brănit, acolo și scrie o situație mai complicată cu doi copii, pur și simplu, cu handicap. Anul trecut am aprobat pentru aceeași familie un post. Anul acesta propun două posturi. Am explicat pe de o parte datorită situației financiare, datorită veniturilor pe care le avem la nivel de comună. De altă parte, vreau să îl motivez un pic pe domnul Brăni. El este și voluntar în serviciu pentru situații de urgență și este unul dintre oamenii care răspunde la apelul domnului Andruș. Pentru că în momentul când avem un eveniment, închipuiți-vă și în timp de noapte, el are și niște posibilități motrice pe acolo. Este unul dintre puținii care este alături de șeful de serviciu. Sunt vreo trei persoane, practic, din o echipă minimă, conform organizării serviciului de intervenție. Ar trebui să fie minimul 5. Deci, în final, eu propun următoarele și o să vă prezint proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea pentru anul 2016 a unui număr de două posturi de asistent personal pentru persoane cu handicap. După, eu i-am și nominalizat în fața dumneavoastră, la articolul al doilea. După aprobare, doamna Răcoțeanu Romenă, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdanene de Tăbacov, va duce la înțelegere hotărârea. Al treilea articol, care este și ultimul. După aprobare, secretarul Comunei, domnul Încerc Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate instituției prefectului județului Bacău. Deocamdată atât. Tot la Comisia ONU, probabil. Da. Cunoaștem cu toți situația familiei Brănici. Din nefericire, părinții a doi copii cu handicap, nimeni nu-și dorește o astfel de situație. De asemenea, cunoaștem faptul că sunt o familie care, mai ales domnul Brănici, răspunde la toate chemările comunei, face parte din serviciul ISU. De aceea, Comisia numărul 2 a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă dorești cineva să ia cuvântul, doamna consilieră.
Da, dacă mi-am gândit că anul trecut când s-a aprobat pentru doamna Brănici, noi am făcut o propunere și pentru domnul Brănici să aprobăm acest post de asistent maternal, pentru că situația, o știm cu toții că este foarte grea. Deci, indiferent că este voluntar sau nu este voluntar, că ajută sau nu ajută primăria, este dreptul dumnealui. Și mă bucur că ați putut să-l cuprinde și pe domnul Brănici. Știm cu toții că situația este foarte grea, nu au niciun fel de ajutor, niciun fel de sprijin și mă bucur foarte mult. Deci nu punem problema asta că ajută primăria. Ajută foarte bine, dar era meritul dumnealui ca să aibă, să prindă acest post de asistent maternal. Și mă bucur foarte mult pentru dumnealui. Doamna Berean, mai dorește cineva? Dacă nu, propun spre aprobare acest proiect, cine este pentru? În unanimitate s-a votat acest proiect. Mai face o explicare, mă rog, domnul Costel Brănit, nu este asistent maternal, parcă înseamnă altul, asistent personal. Asistent personal, mă scuzați. Da. Mulțumim, domnul primar, pentru remarca. Trecem la punctul... Probabil a deranjat faptul că nu l-ați propus pentru că ajută primăria. Deci era un drept al dumnealui. Poți să am păreri. Are un drept de acord. Numai că dreptul ăsta trebuie susținut și... De noi, corect. Da. Nu poți să am o părere personală. Eu l-am rugat, am explicat. Da, am înțeles. Mulțumesc. Trecem la punctul 4. În ordine de zi, raportul privire la activitatea desfășurată de doamna Brănici Adina, asistent personal pentru persoana cu handicap, semestru 2 din 2015. Îi dau cuvântul doamnei consilier Brănuiță. Da, deci așa cum a fost prezentat în câteva minute, raportul a fost depus la materiale, s-a văzut, deci își face treaba și îndeplinește condițiile. Asta e raport conform legii 448, trebuie tot timpul depus semestrial. Da, mulțumesc. Dorește cineva să vă spune? Am lăudat cu domnul Brănici că își face treaba. Și acum legea acasă nu e. Da, hai să nu luăm. Dar nu, eu... Nu-i luau, da. Domnul consilier, să vă dau cuvântul înainte. Da, mulțumesc. Deci nu mai dorește. Nu am propus prea apă. Deci am prezentat. Da, păi am prezentat. Este de apreciat că doamna Brănici își îndeplinește obligații de asistent personal. Așa cu atât mai mult cu cât copiii au crescut între timp, unul are 12 ani, unul are 14. Deci, odată cu creșterea copiilor cresc și greutățile, cresc problemele. Și cu atât mai mult este de apreciat faptul că doamna se implică cu tot sufletul, fiind și mama și două copii. Și unul dintre copii prezintă transtorn. Imaginați-vă să îngrijiți un copil cu transtorn. Cât implică și cât niciun asistent medical nu se cerea la ce se duce pe tatăl acestui copil. Da, mulțumesc. Propun spre aprobare. Da, domnul Cușcat, mă spun. Mulțumesc. Nu pot să trec cu vederea. Activitatea și devotamentul acestor părinți față de acești copii. Dumnezeu să mă ierte, sunt niște copii condamnați la moarte. Ei n-au un viitor. Acești părinți îi chinuie, să-i mențină cât le hărăzește mama natură zilei. Noi nu putem să fim indiferenți la acest gest. În cuvinte nu putem exprima totul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Mai dorește cineva? Dacă nu trecem la punctul numărul 5 al ordinii de zi, informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială a UE, poate Bogdanești. Județul Bacău pentru anul 2015. La cuvântul doamnei consilier Scutaru. Da, deci așa cum a fost depusă și la mapă, să încep să
să o cedeze. Deci la alocații, da. Numărul este în scădere la naște, la demnizații privind persoanele cu handicap este în creștere la un moment dat, este o balanță în care mai decedează, mai din alte dosare, deci cam media este 22 de dosare. La venit minim garantat tot la fel 23-24. ASF-ul la alocațiile de stat de sprijin financiar 64, tot la fel. Ce aș putea adăuga că nu au venit încă ajutoarele europene. Asta a fost ultima modificare, deci noi cel anul ăsta pe 2015 nu au apărut încă. Altceva, dacă sunt întrebări, răspund la ele. Vădește celelalte? Adresează întrebări? Doamna Scutat? Foarte mult drept, făcând parte de echipa de colaboratori. Doamna Scutară se scrie în rândul colegilor. Toți colaboratorii mei au bună voință și desfășoară activitatea cât pot ei de bine. Este și un domeniu de activitate care obligă la o documentație completă. Unii se produc foarte multe hârtii, dar nu în sensul că se fabrică. A fabrica una și a le completa, a le verifica, înseamnă un volum mare de muncă și este obligată la o concentrare teribilă. Nu este ușor. Sper să fie de folos acum și prezența voluntarilor UNICEF care fac parte din organigrama primăriei. Încercăm ca să-i ajutăm, să-i obișnuim, să ținem situația sub control și în zona persoanelor adulte. În mod firesc, ei au înscris acolo obligații pe linia minorilor sau în zona minorilor. Dar asta nu înseamnă că vine altcineva să ne organizeze, să ne formeze o anumită viziune de abordare. Ei au înțeles asta, deja s-au implicat, relaționează direct cu doamna Scutară, cu domnul secretar. Mă interesează că și pentru mine este o provocare, fiind de meserii educatori. Le-am mulțumit deja că și-am luat curaj. Eu, fiind de rândul ei acum, îi mulțumesc, o felicit pe doamna Scutară pentru una credință. Să știți că sunt și momente, dar se va lua pentru toată lumea din primărie, când vine la program și în afara normelor de timp legale și reușește să țină situația sub control. Nu este ușor să ai o persoană funcționară format. Asta presupune o perioadă de timp, presupune niște disponibilități ale persoanei, printre care responsabilitatea și bună credință este foarte importantă. Cam atât deocamdată. Și eu vreau să apreciez pe doamna Scutaru. Pot să spun că este un bun colaborator și cu noi școala. Vreau să-i mulțumesc că în urma discuțiilor purtate am reușit să aducem un preșcolar la grădiniță. Da, exact. Să-i mulțumim că în sfârșit au venit la grădiniță, da? Deci pare că au venit și pușete. Da, sigur. Vă doresc multă putere de muncă și de acum încolo și rezistență. Mulțumim. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care vor fi executate în 2016, de beneficiarii venitului minim garantat. Inițiator, domnul viceprimar. Da, mă rog.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, ne-a stat studiat acest proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care vor fi executate în anul 2016 de către beneficiarii legii numărul 14 din 2001 privind venitul minim garantat. Propun la articolul 1 aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2016 de către beneficiarii legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea hotărârii vor fi comunicate de către secretarul comunei, domnul Ciuie Vasile, primarul comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, de primarul comunei Bogdănești, doamne scutarul Lămânița Elvira, consilier probleme sociale și instituții pe respectul județului Bacă. Avem avizul domnului secretar, referatul făcut de doamna Viorica Toma și mai avea raportul de evaluare făcut de domnul consilier Gheorghe Stanciu și doamna Berian. Comisia numărul 3. Da, exact cum a spus și dumneavoastră. Proiectul l-am studiat, dar mai detaliat dumneavoastră un pic. Are toate necesare atașate. Nu ne-a rămas decât să îi dăm aviz favorabil. Vă mulțumesc. Nu vreau să-mi consilie. Dacă cineva vrea să-mi scrie, la cuvânt. Fiind și gestionarea, dacă se poate, cu eficiență cât mai bună, a forței de muncă, rezultată din aplicarea legislației, mai precis de 416 din 2001, modificată, privind obligația beneficiarilor de venit minim garantat de a presta activitatea în folosul comunică, sigur, pune problema eficientei, care, zic eu, totuși nu comportă un fundament deosebit, pentru că, printre altele, probabil cam atâta pot. Dacă erau gospodari, nu prea ajungeau pe aici, trebuie să evaluăm corect situația. Unii nu au nicio stare de sănătate, o vitalitate care să le permită performanță în muncă deosebită. Deci, pur și simplu, sunt într-o situație precară. Încercăm să scoatem cât este posibil o abordare la, din perspectiva eficienței, dar și din perspectiva umană. N-ai cum să procedezi. Nu este ușor, că acum i-am mai venit în sarcină și executarea mandatelor pentru persoanele care au această condamnare la muncă în folosul comunității. Mă este ajutat de tineri, de obicei. Încercăm să gestionăm situația în așa fel încât să rămână ceva făcut pentru comunitate și în fața contribuabilor care îi văd. Ne atenționează dacă treaba nu merge uneori foarte bine. Eu îi mulțumesc că se străduiește să ținem situația sub control și să realizeze ceva pe partea de întreținere a comunității, pe partea de funcționare, cum se spune. Deocamdată atât. Mulțumesc, domnul primar. Mai dorește cineva să spun? Dacă nu, s-o pot spre aprobarea. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat acest proiect. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre pentru propunerea calificativului privind performanțele profesionale individuale ale domnului
Măciorul Vasile, secretarul Comunei Bulgănești, în anul 2015. Inițiator, Comisia numărul 3. Da, domnule președinte, deci Comisia numărul 3, Comisia Juridică, având în vedere sarcinile care sunt privirea aceasta, așa, fiind necesar o evaluare a domnului secretar în primărie, a emis un proiect de hotărâre, care urmează a fi completat, așa cum scrie și din documente, o sarcină primordială, având în lucrul ăsta și domnul primar, care urmează să fie, să întocmească un raport de aprobare a calificativului. Noi, ca și inițiatori de proiect, am propus următoarele. Articolul 1. Aprobarea propunerii de acordare a calificativului evaluării performanțelor profesionale individuale a domnului Oncioi Vasile, secretarul Comunei Bucănești, de Zibacău, foarte bine, pentru anul 2015. Articolul 2. După aprobare, hotărârea va fi comunicată primarul Comunei Bucănești, doamnei Toma Viorica, referent cu resurse umane și instituția prefectului Județului Bacău. Acest proiect de hotărâre a avut în vedere și referatorul doamnei Toma Viorica, care se ocupă cu probleme de personal și în primăria Bogdănești, precum și sarcinul care urmează, așa cum am mai menționat, ca domnul primar să evalueze. Noi atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier Vlad. Cine vorbește să-și domnul consilier Vlad? Da. Mulțumesc. Doamnă, domnul consilier, domnul invitați, având în vedere volumul mare de lucru pe care domnul secretarul are, bănuiesc după părerea mea, deci a mea personală pe care volumul cel mai mare de muncă din primărie, cu arte și tot felul de și proiectele noastre la ședință și tot care de... Deci, nu vă spun că e foarte puțin, dar mai mult nu se poate. Deci, o felicit pentru calificativul respectiv, adică foarte bine. Vă mulțumesc. Poftim, doamna consilier Gădea. Da, așa cum a afirmat și colegul Colson, activitatea domnului secretar este o activitate amplă, pe care întotdeauna a desfășurat-o la superlativ, în afară de faptul că este și un bun specialist, este și un bun coleg, un bun colaborator și pe noi consilierii întotdeauna, dacă am avut nevoie de sfaturi, de sugestii, ne-a ajutat și îi doresc mult succes să fie în continuare tot la fel de bun și de cum a fost până acum și îi doresc mult succes și cu calificativul de foarte bine. Mulțumesc, doamna consilier Cătălina. Da, și eu pot spune că cunosc activitatea domnului secretar de mulți ani de zile. Pot să o caracterizez prin câteva cuvinte, și anume profesionalism, seriozitate și competență, toate îndeplinite la cel mai performant nivel. Pentru toate acestea, eu consider că merită susținerea calificativului foarte bine. Mulțumesc, doamne, poftiți! În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului secretar care ne suportă la fiecare ședință de Consiliu Local, să îi recunoaștem și să-l felicităm pentru cunoștințele juridice, că întocmește cu simțul răspunderii la fiecare ședință, mapele și dosarele de ședință, prezintă puncte de vedere privind legalitatea unor proiecte de hotărâre, ne sfătuiește, cum spuneau și colegii mei atunci când este cazul, ne încutăm decât să-i dorim multă sănătate și putere de lucru în continuare și, bineînțeles, calificativul de foarte bine. Mulțumesc, doamna consilier. Domnul viceprimar, vă rog frumos. Domnule și domnul consilier, stimați invitați, eu îi dau ferbiu domnului secretar, putere de muncă, sănătate multă și să o țină tot așa pentru anul 2016. Felicitări! Mai doresc cineva? Mulțumesc, domnul președinte. Nu pot să ratez ocazia ca și colaborator la inițiarea acestui proiect de hotărâre, la acest calificativ. În primul rând, îl respect domnul secretar ca persoană. În al doilea rând, ca funcția pe care o poartă, asemenea oameni ar avea dreptul să accede mai sus.
dar domnul secretar rămâne deocamdată la Bogdănești. Moralitate, conduite, rar la asemenea oameni. Mulți sunt care s-au făcut de râs. Domnul secretar îl cunosc din copilărie. A lucrat și a acces și a ajuns să ne reprezinte Primăria Comunei Bogdănești în calitate de secretar. Cu tot respectul, cu toate că locuim aproape, suntem departe. Nu pot decât să-i urez multă sănătate și succes în carieră. Mulțumesc, domnul consilier. Mulțumesc pentru atenție. Mai vreau să spun ceva? Vă rog, vă rog, din nou. Nu, nu, nu. Mai păstrez. Altcineva mai dorește? Da, și eu, domnul președinte. Cred că depășim acest atest moment de autoflagelare a domnului Buscatu. Păzim distanța dintre el și eu. Este modest, așa, ce poate fi o lecție pentru noi. Eu mă bucur de calificativul propus de dumneavoastră. Merită cu ce să fim, dar aveam o formulă anul trecut. Mă mai repet și de data asta. Consider unul dintre pilonii administrației locale. S-a dovadă că la președie am propus de mai multe ori candidări la funcția de primar, că îl sprijin și de altfel. Mai adăuga o... Dar sunt liniștit că nu te vezi când nu-și vrea să rămână un bun secretar, așa cum oricare dintre noi încearcă să dea tot ce poate conform mandatului, cum să spunem. Aș mai adăuga la una din afecțiunile de aici, cu privire la volumul mare de muncă, asemenea ghidau de măsurat. La cubaj, hârtiță sau de parte, este adevărat aprecierea. Eu aș adăuga și o fac cu cea mai mare convingere privind responsabilitatea funcției pe care o are. Și toți suntem preocupați, într-adevăr, pentru respectul față de lege și față de cetățean. Ați văzut? Nu spun aviz amatorilor, pur și simplu mi-am place ideea dacă este materializată corect. Pe noua lege a salarizării am înțeles că se are în vedere posibilitatea premierii pe baza eficienței și a respectului față de public. Ar fi o idee grozavă, în sfârșit. Să știți că nu este ușor de armonizat o relație între, hai să spunem, cei care lucrează în primărie. Da? În această sintagmă mă includ, bineînțeles. Dar nu este ușor de armonizat relația dintre instituția primarului, secretar, contabil, jurist și așa mai departe. De obicei sunt funcții, posturi care obligă mult, ca să nu spun altceva. Nu întotdeauna suntem pe aceeași soluție, pe același scenariu, dar fi sigur că întotdeauna toți ne dorim ca să respectăm legea și să ajungem la decizia și legală, și în favoarea cetățeanului. Eu îl felicit și fi sigur că o să-mi însușesc, cum să spun eu, cu toată convingerea calificativul propus de dumneavoastră. Deci, a doua persoană felicitată, domnul secretar, în parte și pot face același lucru pentru toți cei care mă ajută în activitate de fiecare zi. Eu cam dat atât. Mulțumesc, doamnă primar. Aș dori să felicit și eu pe domnul secretar pentru activitatea depusă anul trecut. Suntem aproape, dar totuși de toate. Dacă nu mai este nimeni. Da.
propun pe cuvântul mai sunt, atunci propun spre aprobarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat. Pentru. Trecem la punctul 8. Informare cu privire la statul lucrărilor de completare a datelor în registru agricol pentru semestrul al doilea 2015. Vă rog pe doamna Busuc, Rodica. Așa, după cum se știe, registrul agricol, atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic, se înnoiește odată la 5 ani, astfel că în luna iunie 2015 noi am primit registre agricole noi pentru perioada anilor 2015-2019. La OAT Bogdănești s-au întocmit un număr de 55 de volumi, acestea conținând câte 50 de poziții de rol fiecare. S-au înscris pentru sat Bogdănești 18 volume cu 898 poziții de rol, pentru sat Filipești 6 volume cu 266 poziții de rol, pentru străinași 29 de volume cu 1357 poziții de rol și două volume cu... pentru persoane juridice, cu 31 de poziții. Aceste volume au fost numerotate pagină cu pagină, cum se face de fiecare dată, la fiecare registru conține 600 de pagini, au fost registrele sigilate, parafate, ștampilate și înregistrate în registrul de intrare-ieșire. S-au completat, deci am terminat toate pozițiile de rol, le-am deschis, la capitole membrii gospodăriei, terenurile aflate în proprietate, identificarea pe parcele, în proprietate, animale și construcții. Mai avem unele capitole de completat, cum ar fi modul de utilizare a suprafețelor agricole, mențiuni cu privire la sesizări pentru deschiderea procedurii succesoare, înregistrări privind dreptul de preemțiune și înregistrări privind contractele de arendă. Dar astea, în cazul unde avem, sunt și unde n-avem. Datorită volumului mare de muncă, dat fiind faptul că sunt foarte multe titluri de proprietate care acum ori se deschid succesiuni, ori sunt vânzări, să observă că sunt foarte multe greșeli. E greșită tarlaua, e greșită parcela în titlul de proprietate, ceea ce este munca domnului inginer. Nu s-a ajuns să înscrie datele pe suport electronic. Deci acolo o să deschise registrele, numai că are de făcut corectări. La poziții de rol, la volum, încă n-a ajuns să termine. Cam atât. Dacă cineva dorește să-i adreseze întrebări, doamne Busuc? Nu, eu aș dori să o compătrânesc într-un fel cu activitatea, adică e o activitate foarte amplă și foarte greu. Nu pot decât să doresc putere și să o felicit pentru că poate să o ducă la bun sfârșit. Deci doresc putere și e foarte greu, din câte ne-a explicat dumneavoastră. Mulțumesc, doamna consilier. Doamna... Eu vreau să apreciez activitatea densă desfășurată de doamna referent de agricol Bursuc, pentru faptul că ține la zi evidența registrului agricol a producătorilor și exploataților agricole, că elaborează devenință în comunitate baza de date din registrul agricol, că verifică baza legală pe care producătorii agricoli solicită certificate, e în permanență la datorie, că niciodată nu e pusă pe nimeni, că este un om decent, cu simțul răspunderii, vorbește frumos tuturor, fiecărui bătrân în parte. Eu nu pot decât să o felicit și să-i doresc putere de muncă în continuare. Mulțumesc, doamna consilier. Domnul Vice. Domnul și domnul consilier, stimați invitați,
doamna Borsoc Radica este o doamnă foarte plasticioasă. O cunosc pe mai mulți timp decât sunt în primărie. Îi urez succes și spor în activitate. Mulțumesc, domnul viceprimar, domnul Cărcaș. Doamnelor și domnilor, mulțumesc mai de vorbitorilor că ne-au luat o parte din aprecieri, dar vreau să mai evidențiez un fapt. Având în vedere că Registrul Agricol este zestrea unității administrative teritoriale, acolo se reflectă tot ce se desfășoară pe raza localității noastre. Și ceea ce desfășoară doamna Borsoc Rodica nu este chiar simplu. Toate acolo se opresc. La evidența agricolă, la proprietate. Acolo, dacă ai greșit o literă, o cifră, nu corespunde o suprafață, nu bate, te duce în instanță, te trezești, vine înapoi. Numai dânsa știe ce întâmplă. Nu vreau să vă mai întreb lucruri cu o dată. Ca atare, nu pot decât să-i mulțumesc pentru activitatea care a desfășurat-o și o desfășoară. Și probabil o mai desfășoară în continuare. Îi dă Dumnezeu o sănătate și... Putere de muncă. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru atenție. Da, eu vreau să-i spun. Doamna Căpeni. Eu mă bucur că la nivelul primăriei Bogdănești lucrează oameni cu așa mult simț de răspundere și cu atâta capacitate de muncă și cu seriozitate și responsabilitate. Ce să zic? La fel ca și la domnul secretar și doamna Bursuc se confruntă cu un mare volum de muncă. Nu numai acum că a trebuit să deschidă noi poziții în cele 55 de volume, dar se confruntă și cu corectarea unor greșeli care s-au făcut de-a lungul anilor și care probabil că sunt mai greu de făcut decât să deschidă o poziție nouă. Ce să zic, o felicit din toată inima, o apreciez pentru munca pe care o desfășoară și îi doresc multă putere de muncă în continuare și să-și ducă cu bine activitatea și în continuare. Două cuvinte ar vrea să. Mulțumesc, domnul Stanciu, vă rog. Dacă, da, mulțumesc, dacă domnul viceprimar se laudă că o cunoaște de o perioadă de timp, eu pot să mă laud că o cunosc de foarte mult timp. Că am întâlnit 7 ani. Exact. Deci, o cunosc, era o elevă foarte bună la școală, în primărie, la fel, și volumul dumneavoastră cu doamna primară mi-a atras un pic atenția, de fapt eu am înțeles cu volum mare de lucru a domnului secretar și doamna. Eu am zis că are, părerea mea a fost că am cel mai mult, dar și doamna Bursuc are un volum mare de lucru. Dar tare felice și că de Dumnezeu sănătate și putere în continuare din muncă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule consilier. Domnul primar? Cred că s-a revenit care este o pompă de mii, care este provovit și așa mai departe. Bine, așa, volumetric, dacă cu bed volumet, într-adevăr, e volumul mare. Am mai analizat activitatea pentru că ne obligă și legea. Aș reaminti, într-adevăr, importanța potului așa pentru extrateritorial sau extrainstituțional, spunea ce parte și Rodica pe acolo, prin primărie, Arenești și așa mai departe, dar dacă vă mai amintiți, se spune că cine are informație are putere sau cine are o informare corectă, o informație corectă, poate și organizeze la mod eficient activitatea într-o instituție publică. Aici, fără îndoială, este o bază informațională primară, dacă ne amintim, dacă ai o evidență corectă, asta potențiază și condiționează în același timp o bază informațională corectă privind potențialul fiscal. Pentru că datele de la Registrul Agricol merg pe program, în calculator, la compartimentul contabilitate, partea de impunere, deci vedeți, lucrurile se interconexionează.
În același timp, o bază informațională corectă, așa cum a subliniat dumneavoastră, înseamnă un serviciu de calitate, un serviciu conform așteptărilor către cetățeni. Că, mai ales pe partea de aplicare a legilor fondului funciar, au fost niște erori de sistem. S-a lucrat cum s-a lucrat, în viteză, sunt foarte multe cauze obiective, dar și de ordin subiectiv. Ea este unul dintre veteranii Comisiei de Fond Funciar, cunoaște foarte mult problematică și are foarte bună credință, contează bună credință într-un act decizional, mai ales în zona patrimonială, atât în ceea ce privește patrimoniul comune, cât și patrimoniul cetățenilor, sunt foarte importante niște calități, niște trăsături de caracter și de comportament adecvate, ca să nu debaghez prea mult. Fără îndoială, la acest moment de evaluare, eu mă felicit că încadrează până acum la modul deosebit de onorabil, domnul secretar, două doamne. Probabil o să se alungă la o simetrie în final. Îi doresc cu putere de muncă. Sper că performanțele sau autodisciplina nu sunt din cauza instituției primarului, pot fi datorită în cer să fim aceeași comunică. Este o persoană pur și simplu prin fișa postului, prin ceea ce realizează, prin conduită. Eu țin foarte mult la conduită, n-am motive să mă îngrijoreze, din potrivă sunt mulțumit și felicit pe toți, pentru că lucrăm cu oameni. Lucrăm cu oameni din comună și dacă, dincolo de etapa declarativă, nu ne demonstrăm ceea ce susținem pentru conduită adecvată, nu rămân decât simte vorbe. Eu o felicit, îi doresc multă sănătate, toți avem nevoie de sănătate și de echilibru în ceea ce facem, atât ca persoane fizice, în viața de fiecare zi, în familie, dar și în activitatea pe care o desfășurăm la locul de muncă. Este o problemă pentru tot românul la urmă. Felicitări și să rămânem convinsă că împreună, că realmente noi ne preocupăm ca să rămânem o echipă. Fiecare cu personalitatea lui, fără de ală. Asta este normal. Asta e deocamdată. Mulțumesc, doamnă primar. Deci, în punctul 9, aprobă de nedezi proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al UAT Bogdănești, județul Bacău, inițiatorul domnului primar. Ne-am mai întâlnit cu această problematică anul trecut. Fără îndoială putem accepta ideea că planul urbanistic general pentru fiecare comunitate, pentru fiecare localitate este un document proiectiv de tip strategic. Așa cum ți-l gândești, cum îl realizezi, așa se prefigurează și așa se va contura realitatea urbanistică dintr-o comunitate. Cunoaște că sunt probleme la nivel de țară. Făcând o glumă așa, probabil ne simțim mai bine când vedem vraiștea urbanistică din marile orașe în frunte cu micul Paris. Încercăm să o scoatem la capăt. Din păcate nu ne ajută în primul rând birocrația. Nu întâmplător, probabil, guvernul a dat dezlegare pentru această prelungire, pentru că situația este la nivel de țară. Culmea e că
eu consider că sunt specialiști buni, proiectanți, în principal pentru elaborarea planului urbanistic, la obținerea avizelor, aici este problema. Moștenim o situație de fapt, moștenim o funcționarime, știu, poate mai puțin dispusă la înțelegere, mai rigidă, care vin din niște timpuri. La un moment dat ne confruntăm poate și cu niște comportamente care pot fi denumite și specifice în grupurilor de interes, în sfârșit. Practic, la ora actuală, noi avem planul urbanistic actualizat, elaborat. Suntem în, am explicat în expunere de motive, suntem în faza obținerii avizelor. Cam acesta este contextul în care a devenit oportun acest proiect, pe care să vă reamintesc, după cum urmează, la primul articol propun aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului urbanistic general, adică cu prescurtata Comunei Botanești de Săbacău, până la data de 30.12.2018. Articolul al doilea, după aprobarea primarul Comunei Botanești și domnul Stângii Ion, referind pe probleme de amenajare a teritoriului și urbanii, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, care este și ultimul, după aprobarea și secretarul Comunei domnul Înțeleu Vasile, vă comunica hotărârea Consiliului Județean Bacău, instituție prefectului Județul Bacău, primarul Comunei Bogdan și domnul Stângii Ion, referent pe probleme de urbanism și amenajarea teritoriului. Deocamdată, dacă mai doriți informații, măsura în care le dețin cu cea mai mare plăcere. Aici merge la care comisie? Comisia numărul 3. Da, domnule primar, domnule consilier și invitație, în ședința de ieri pe comisie, comisia juridică, comisia numărul 3, fără alte dubii, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre, având în vedere că totul e legal, totul e corect și nu aveam cum să ne opunem. Atât, vă mulțumim. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Dacă nu, vă rog, domnule. Ca inițiatori acestui proiect de hotărâre, având în vedere că planul urbanistic general stă la baza multor activități de pe raza unității administrativ-teritoriale, având în vedere și canoanele pe care trebuie să trecem pentru obținerea unui nou plan urbanistic general, având în vedere avizele necesare, am considerat necesar impunerea prelungirii acestui termen de valabilitate al vechiului plan urbanistic pentru buna desfășurare a activității pe raza localității noastre. Nu ca atare, noi am avizat favorabil și susțin personal acest proiect. Mai dorește cineva? Dacă nu, propun să aprobare. Cine este pentru? S-a aprobat în unanimitate. Trece la punctul 10. Raport privind activitatea desfășurată de serviciul voluntar pentru situații de urgență în anul 2015. Prezint raportul domnul Andrușcu Constantin. Doamnă și domnule consilier, să prezint raportul care l-ați văzut la mapă. Serviciul voluntar din situații de urgență Bogdănești funcționează conform hotărârii Consiliului Local, Bogdănești, având în vedere prevederile legale și a regulament de funcționare acestuia, aprobat prin instituția Insului Bacău și avizat, așa printr-o hotărâre. În perioada anului 2015 au fost întocmite și avizate de către inspectoratul șef a inspectoratului de situații de urgență al județului Bacău următoarele documente. Planul de pregătire în domeniul situației de urgență, care este anual. Acest plan se face anual. Așa. Programul de măsuri privind activitatea de prevenire și de intervenție a serviciului voluntar de situații de urgență și a localității pe 2015. Planul de măsuri privind pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă pe teritoriul comunei Bogdănești.
Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiului corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, și anume prevenirea incendiului la gospodăriile populare și terenuri agricole. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștința cetățenilor prin intermediul preoților din comună, afișare la instituții publice, operatori economici, puncte și de informare preventivă la primărie și la școli. Au fost întocmite toate temele de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, a preșcolarilor, elevilor din învățământul primar și gimnazial. Temele au fost traduse de directoarea școlii Bogdănești. S-a asigurat asistență pe linie de situații de urgență directoarea școlii pentru tocmirea documentelor necesare. Au fost întocmite actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor, conform prevederilor ordinului 163/2007 emise de Ministerul Administrației și Internului pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Am participat la toate ședințele desfășurate de ISU Bacău cu privire la informarea și instruirea pe linie de situații de urgență. S-a acționat cu modul forma din dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență pentru evacuarea apei din fântânele publice și pentru igienizarea acestora și dezinfectarea acestora cu cloramină, precum și alte intervenții pe linie de situație de urgență și dispoziții date de primarul Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele transmise de ISU Bacău pe linie de situație de urgență, s-au desfășurat acțiuni de prevenire la școală, grădinii și la biserici pe linie de situație de urgență împreună cu inspectorii de la ISU Bacău. S-au luat măsuri de igienizare la șanțurilor de pe marginea trotuarelor prin îndepărtarea vegetației cu cositoare din dotare. Așa. Având în vedere atenționarea medie transmisă de ISU Bacău pe perioada manifestării fenomenului hidrometeorologice periculoase, precipitații abundente în perioada caniculară, pentru evitarea apariției unor stări potențiale generatoare de situații de urgență, s-au întreprins următoarele măsuri. Asigurarea permanentă la primărie, acționarea cu utilaje cu care s-au încheiat contracte pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice, pronunțate în baza planului de intervenții cooperare specifice tipurilor de risc. Instruirea populației privind prevenirea incendiilor în gospodării, pe teren agricol și la fond forestier, avertizarea populației, prioritate la locurile din zonele cele mai expuse la inundații și caniculă, verificarea legăturilor telefonice cu localități posibile afectate, precum și luarea măsurilor necesare pentru asigurarea funcționării fluxului informațional. S-au supravegheat pe durata atenționării meteorologice hidrologice codurile și codețurile și altor secțiuni înguste de pe cursurile de apă de pe raza Comunei Bogdănești în scopul evitării blocării lor, precum și a zonă în care este posibil formarea la unor torenți. Verificarea traseelor de evacuare a zonă de acordare de prim ajutor, atenția turiștilor și a celor care tranzitează zone de risc despre pericolul la care se expun în condiții de comportării pe firul cursului de apă. Identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiții caracteristice, temperaturi ridicate și lipsă precipitațiilor, interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată, transmiterea situației operative la secretarul tehnic permanent, organizarea de centru operațional județean din cadrul inspectorului de situație de urgență, Maior Constantin Ienea, județul Bacău. În urma controlului efectuat la grădinița Școala Generală Biserică și Casa Comunei, pe raza Comunei Bogdănești, au fost constatate și o serie de nereguli. Așa, atenționăm localul, comitetul local pentru situații de urgență, urmând să fie rezolvate. Pe tot parcursul intervalului din perioada anului 2015, am intervenit la toate evenimente pe linie de situații de urgență, incendii, accidente, auto sau începuturi de incendii, anunțate prin Serviciul Unic de Urgență 112. În anul 2015, total incendii au fost 6. Incendii la gospodării populație 2, incendii la un agent economic 1. Aici se știe situația la domnul Șerban, în care a fost un incendiu de amploare. Incendii de vegetație uscate și tufăriș au avut 3. Total, controlul de prevenire la gospodării populației au fost 100, din care cu nereguli au fost 23.
s-a executat două exerciții de alarmare și evacuare, care un exercițiu de alarmare și evacuare în caz de comerț au fost executat cu elevii claselor 1-8 și acadele didactice și un exercițiu de alarmare s-a desfășurat la primăria Bogdănești în prezența cadrelor de la ISU Bacău, cu incendiu la magazia de lemn, care s-a făcut și în practic cu un stingător și s-a participat la concursul zonal care a fost desfășurat la stadionul orașului Târgu Ogna. S-a întocmit rapoarte de activitate și de intervenție pentru justificarea consumului de carburant pentru motopompe, drujbe, cositoare și generatoare electrice. Serviciul voluntar pentru situații de urgență este dotat în următoarele materiale care se poate interveni în momentul producerii unei situații de urgență. Aici așa avem un tabel cu materiale. Pichet de incendiu, stingător, USB, costume, mănuși, cutlune de pompieri, de pompieri tip BC, distribuitor la 3 la DLC, tub aspirație, reducții, motopompe, avem două în dotare. Și chiar ne bucurăm că avem două motopompe în dotare, că am intervenit și la scoatere apărilor din fântâni și beciuri, când am avut inundații, două generatoare electrice, drujbe, două drujbe care una e de două drujbe. Așa, aparat de sudură, scară polisabilă, polidisc, saci pentru inundație. Așa. A doua la cunoștință Consiliul Local ca programul șefului, că programul șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență este de 8 ore, de luni și până vineri, dar este diversat de situații de urgență apărute pe raza comună și de informările de prevenire ce trebuie aduse la cunoștința cetățenilor, școli, locașe de cult, agenții economici și instituții medicale. Din această cauză, șeful Serviciului Voluntar de Situații de Urgență nu poate fi găsit în permanență la sediul Primăriei Bucănești, deoarece este în consemn 24 de ore din 24, și trebuie să răspundă prompt și eficient la toate apelurile transmise de ISU Bacău, pe linie de situații de urgență. Concluzii pentru îmbunătățirea activității de desfășurare de serviciul voluntar propun. Timpul alocat de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, pe timpul intervenției să fie compensat cu liber de către conducerea instituției. Au fost casate un număr de costume de PSI, așa, achiziționarea unui aparat, aici așa, aș dori achiziționarea unui aparat foto-video necesar pentru preluarea unor imagini de situații de urgență din comuna Bogdănești. Achiziționarea unui autoturism pentru situații de urgență, pentru deplasare în caz de urgență. Achiziționarea unui costum de identificare a șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Arduște. Dacă cineva dorește să adreseze întrebări domnului Arduște, domnul Stanciu, vă rog. Mulțumesc. Da. Dacă celelalte persoane, am spus că au un volum mare de lucru, adică intelectual, domnul Timiel, da, și volum intelectual are mai puțin, dar un volum fizic foarte mare. Chiar așa mai mare de altfel de primării, bine, se fundă de viceprimă, să fie o mereu de trasea. Și e necesar. Cam ce solicitat domnia asta, într-o discuție cu domnul primar. S-a ajuns. Undeva acum să vedem dacă se și materializare. Poate domnul primar să spune la timp potrivit. Deci, oricum, vreau să vă felicit pentru activitate pentru care, pe care o desfășoară. Un om foarte... De fapt, se potrivește foarte bine, cu drămiți. Exact aceiași oameni, harnici, servincioși, și răspund mereu. Pune problema, poate, de servicii înainte de probleme de familie. Mulțumesc, domnul Cunțănătem. Doamna Bedea, vă rog. Da, la fel ca și domnul Sanciu, vreau să felicit domnul Andrușcă, Constantin, are o activitate destul de amplă și mai ales după situația care a fost la colectiv, acum
De ce să nu recunoaștem că cei de la ISU controlează și verifică și e foarte... Răspunderea este foarte mare. Eu ce pot să... Îi doresc putere de muncă și sănătate și așa cum a afirmat și domnul Sanciu, este un om corect, sărguincios și ceea ce face, face cu sinceră răspundere. Și eu vreau să apreciez activitatea domnului Andrușcă și să-l asigur de viitoarea colaborare cu școala. Într-adevăr, după cum ați ascultat și în raportul domnului, ați sesizat că a făcut, a avut o mulțime de activități cu școala gimnazială Bogdănești. Am avut simulare incendiu, simulare cu tremur, acțiuni de informare privind prevenirea potențialelor stări ce pot determina apariția situațiilor de urgență. În permanență a fost alături de noi, de câte ori am avut controle ISU. Îi mulțumim din suflet și îl asigurăm de colaborarea noastră și în viitor. Și îl felicit pentru activitate. Mulțumesc, doamnă Costelier. Mai dorește cineva? Poftiți, doamnă Vite. Andrușcă, doamnă Costelier, schimbați invitați. Datorită lucrărilor pe care le are domnul Andrușcă în teren, s-a făcut... Și a făcut foarte bine din cauza că, fiind în teren, nu a dat voie la foarte mulți cetățeni ca să dea foc la pajiști, să dea foc la garduri și să fie liniștiți și fără să dea foc și la gunoaiele care sunt în teren. Îl felicit pe domnul Andrușcă și îi urez succes. Mulțumesc, domnul vice. Și doresc cineva? Domnul Andrușcă. Mă adresez domnului care a prezentat acest raport. Să încep cu cei mai frumos, îl felicit, într-adevăr, are un volum de muncă amplu. Nu am de comentat absolut nimic cu ce a făcut și asta. Ca o părere personală, la sfârșitul raportului, a pus și probleme acolo pentru îmbunătățirea activității pe așa. Cu timpul de lucru, îți de acord și într-adevăr, mi-aducem aminte că dumneavoastră ați avut acei 25% și prin curtea de conturi, da. Să vă dea Dumnezeu sănătate, știu că așa ar fi bine, nu cred că domnul primar o să fie împotrivă, când vă duci la un incendiu, să nu fiți, știu, recompensat cu... La casarea acelor costumii de a fi, cu aparatul foto, a spus aici, acțiunea unui autoturism. Autoturism sau autospecială? Autoturism. Autoturism. Autospecială, în având în vedere că pe dumneavoastră vă autofinanțați, cum se spune, serviciul ăsta prin taxa care dă populația. Da, credeți că vă ajunge suma asta sau o trebuie să fiți ajutat? Deci... Sunt probleme. Păi tocmai. E chestia de deplasare, să ajung la un incendiu și o bicicletă și dacă n-aș avea băieții de voluntari. Eu m-am referit, dumneavoastră aveți un buget special, separat. Cred că nu va ajunge pentru voi. Exact cum a zis domnul primar, o să luați o roată până când este la pensie. Deci, dumneavoastră, să înțeleg că ați făcut un apel la Consiliul Local să vă putem ajuta din alte fonduri. Da. Asta depinde de ce-o dat Dumnezeu, zic eu. Eu sunt băieții, dar și eu mașina se lezare. Atât. Succes și... Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Am adus la punctul 11. Eu, scuzați, domnul, să-l adunează. Anticipația, la un moment dat, se cuvine să încheiem simetria. S-au fost două doamne evidențiate și doi bărbați. Tineri și ultimul ca și primul, da? Meriți în egală măsă aprecieri pentru ceea ce faci. Te zic să rămâne mai optimist, așa. În legătură cu afirmații făcute de domnul consilier Vlad, aici am zis că e bine să rămânem optimist. I-am fost finanțat și din bugetul local.
Dacă v-am mintit, pe lista de investiții am prins un merșipentru, într-adevăr. Era, într-un timp, mergea pe autofinanțare, acum legislația aferent finanțelor publice permite. Aici eu am mai discutat cu ei parțial cu o parte dintre consilieri. Pot să vă spun nivel bune din partea de dotare. Suntem în procedură de accesare a fondurilor europene. Am avut o discuție cu cei din conducerea grupului de acțiune locală Valea Trotă, că suntem membre. Avem o alocare de 120.000 de euro. Am stabilit o parte cea mai consistentă, 100.000 de euro pentru infrastructură. Aici avem verzi bune pentru cei din Munteni. Vrem să continuăm asfaltarea drumului. Pe partea de Rogoz facem legătura cu ceea ce putem spune capătul drumului, asfaltarea, da? Și am arătat, am văzut un vehicul gen ATV, da? Un ATV solid, așa, care i-ar permite deplasarea, mai ales pe teren accidentat, cu un mini rezervor de apă plus spumă, prin combinații produc cam aceleași efecte echivalente cu 5.000 de litri de apă. Iar oferi foarte multă mobilitate și viteză de reacție. Știți că la un eveniment s-a dat viteză de reacție. Din păcate, nu numai la noi, am văzut și în comuna cu care suntem înflățiți, cei care au fost în delegație au vizitat centrul lor de securitate, cum se spune, la intervenții. Nu prea merge nici acolo voluntariatul, merge mai bine ca la noi. Au tradiții în ceea ce privește educația și au niște standarde de viață care ne sunt superioare, veniturile, în primul rând. Aici lucrurile sunt mai dure. La un necaz, mai ales la inundații, toți voluntarii, în mod feresc, se preocupă de salvarea gospodăriei, propria familie, a bunurilor și așa mai departe. În faza a doua de mea pot ajuta. Făcând o glumă cu Senel, dacă el e consemnat tot timpul, când să-i mai dau compensare pentru pentru timpul care a petrecut. De obicei se mai întâmplă. Și se măsoară și în bani. Și dumii. Și minuni. În bani vine cu tări conturi, domnul Apostol. Da? Dar nu știu. Sau ce l-am spus. De pe o scăpată. Iar vrei să apare la televizor cu titlul ăla bombastic, mari nereguri financiare la primăria Bogdanelu. Vă mulțumesc, domnul Ungureanu, pentru cum se numește. Sunteți dezinformat. Licență... Vă povestește domnul secretar că nu au fost asemenea termeni. Licență jurnalistică, cum se numește asta? Ce mai departe? Deci domnul secretar vă poate confirma că nu a fost titlul ăsta și sunteți dezinformat. Profit de faptul că se filmează ca să-i asigură pe cei care ne... Spuneți lucrurilor corect, că nu-i frumos. Asesiunea a fost incorrectă dacă a fost așa? Nu a fost așa. Eu nu m-am uitat pe CD-ul, dar asta am informat. Nu m-am uitat pe CD-ul. Dacă aș proceda și eu ca dumneavoastră să mă apuc să spun povești pe televiziune, s-ar putea să nu fie frumos. Deci dumneavoastră nu puteți să afirmați un lucru pe care nu l-ați văzut. Atunci, am verificat personal. Am primit informații. Dacă nu e așa, dacă sunteți dezinformați, vedeți, de-aia trebuie presă. Să fiți informați cu noi. Ce-ar spune, domnul președinte? Realmente nu e... Îl felicit pe domnul Andruscă. Îi doresc putere de muncă și chiar profit de ocazie să facem referat, dacă mai putem ajuta câteva pe partea de investiții.
Dar perspectiva asta este... Ca materiale genetice și ce avem... În momentul când o să achiziționăm utilajul respectiv, va fi mai bine, de aia să rămânem o utilizare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar, ce ce m-a spus domnul Orlov, nu-ți vă zice. Solicitări adresate de Consiliul Local. Domnul secretar? Da. Avem? Avem. Avem chiar o solicitare din partea domnului. Nu, renunțăm.